Vom vorbi în minutele următoare despre asteroidul Astrea, străbate în aceste zile, zodia Vărsătorului. Avem de-a face cu o combinație între un asteroid legat puternic de noțiunea de dreptate, justiție și semnul Vărsătorului, care este prin definiție unul mai novator, mai revoluționar, mai puțin docil, ba chiar uneori distrugător de norme și cutume. Tot în această perioadă, această zodia Vărsătorului este străbătută de Saturn și Marte, care reprezintă forme diferite de manifestare a voinței, a puterii, dar și a unei uriașe capacități de distrugere. Astrea, în acest context, este cea care dă un fel de raport astral asupra ceea ce se întâmplă. Acumulează informații, avertizează, încearcă să mobilizeze niște resurse astrale prin vibrațiile ei, să le îndrepte acolo unde este nevoie, dar se înțelege că forța planetară este mai mare. Astrea, din punct de vedere legendar, este îmbrăcată în niște noțiuni și niște ipostaze și simboluri care sunt puțin cam slabe față de momentul pe care îl trăim. Naivitate, puritate, dreptate, încredere, toate acestea sunt lucruri frumoase și necesare, doar că, traversând această zodia Vărsătorului, ea începe să fie vulnerabilizată. Este într-o destul de mare neconcordanță, natura ei intrinsecă cu natura zodiei. Adică este ca o persoană lipsită de experiență, foarte tânără, pusă în situații grele, mult prea grele. Din acest punct de vedere, dreptatea pe care ea o patronează și de care este legată mitologic și energetic, este una slabă, supusă, înfrântă, marginalizată de foarte multe ori. Nu este lipsit de interes pentru cei care studiază asteroizii să constate că 7 dintre cei mai importanți asteroizi se află acum în tranzit prin aceeași zodia Vărsătorului și niciunul dintre ei nu seamănă vorbe dulci, surâsuri sau fericire. Dimpotrivă, aduce pierdere, crispare, tristețe, suferință, încercări absurde, de exemplu Icarus, de exemplu Nemesis, care la un loc creează un portret greu, apăsător din punct de vedere astral al momentului.